Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vom face machiaje pentru Halloween. Așa că anul ăsta am venit cu încă 5 idei de machiaje pentru Halloween. Așa că stați până la final, pentru că machiajele astea cred că o să fie destul de ușoare. În general, toate machiajele încerc să le fac să fie destul de ușoare pentru voi. Așa că sper mult să vă placă. Iar primul machiaj este iepuraș. Deci cu toții știți că pentru început ne trebuie doar baza, gen vă dați cu fond de ten, cu concealer. În fine, mai departe, deja o să vedeți în acest vlog ce și cum. Ok. Deja sunt foarte murdară. O să luăm un fel de bordon pentru năsuc. Mamă, ce bine arată! După care, ca să ne facem linia asta aici, o să am nevoie de o pensulă mai subțire. Deci, de la nas, ajungem la buze, m-am murdărit. Și ne facem conturul buzelor, doar buzele de sus. Speram! Iar acum, o să ne facem un eyeliner. Voi puteți să vă faceți eyelinerul cu orice, și cu din ăsta mai lichid, și cu oricare. Eu aleg să-mi fac cu un fard de ochi, pentru că mie așa mi se primește mai bine, nu știu cum să vă explic. Și ne facem eyelinerul. Mamă, ce bine mi-a ieșit! O să mă dau cu un gloss mai roșiatic, cam așa. Și acum deja o să ne facem și pe sub ochi cu puțin negru. Și deja pe sub eyeliner o să dau cu puțin bordeaux pe care l-am folosit și la nas și la buze. Și cam acesta este machiajul de iepuraș. Ce chestie! Stăți așa. Mă, l-am făcut destul de repede, părerea mea, că l-am făcut în vreo 10 minute, pentru că, bine, dacă îți faci și baza și rimelul și chestii și eyelinerul și așa, na, place. Dacă era să am și ochii căprui, sau poate roșii, sau poate negri, era să par mai mult a iepuraș. Dar puteți să faceți chestia asta și cu ochii albaștri, că arătați foarte bine pe tăi. Acum revenind, mi-am șters tot în afară de eyeliner și ne transformăm în Chucky. Arătăm că Chucky e frumoasă? Hai. Deci, la ochiul ăsta, facem un eyeshadow. Facem așa. Pe care întindem la tâmplă, să facem ca un fel de eyeliner. La ochiul acesta ne facem doar în partea de jos. Așa, să evidențiem. Și că nu arată bine acum, da? Așteptați. Just a process. O să ne luăm și puțin roșu și puțin bordeaux, să le combinăm și ne facem aici. Așa. O să vin așa. Și de aici vine. Aula. Așa. Așa. Vine aici. Deci aici nu trebuie să folosim negru sau sânge fals, pentru că noi suntem păpuși. Aici trebuie să pară rana sau habar n-am, ca la o păpușă. Așa. Iar după care luăm negru și facem liniuțele astea de cusătură. Cam așa ar fi trebuit să se primească. Deci înainte pe TikTok, tot For You page-ul era plin de tutoriale cum să-ți faci pistrui. Și eu nu știu. Și pentru pistrui mi-am luat un creion de ochi. O să-mi fac conturul din nou cu această nuanță. Mă dau cu un ruj mai mat. Sau puteți să vă dați și cu gloss, nu-i problemă, sau puteți să vă dați cu puțin fard.
la următor machiaj. Îi facem un machiaj de leopard. Așa că ne contorăm bine fața. Iar acum o să avem nevoie doar de un eyeliner negru. Atât, atât. Începem cu nasul. Așa. După care ne tragem o linie până la buze. Și acum ne facem conturul doar la buza de sus. Cu negru. După care o să ne facem un eyeliner foarte lung. Și colțul intern foarte lung, o să-l ducem până la nas. Iar acum, tot cu fardul, o să iau și să-mi fac pe tine asta de leopard. Boabe de cafea. Luăm această pensulă pe care am curățat-o cât de bine am putut și dăm cu un fard maro. Ador! O să mă dau cu puțin maro pe buze. Mamă, ce îmi place! O să ne facem și două hăcuri. Mamă, deci îmi place machiajul ăsta super mult. Eu m-am pus filmia, deci nu ne-am dat seama. M-am demachiat și mă machiez la loc de mi-am făcut baza. Iar acum ne facem un alt machiaj super cute. O să fie un machiaj din ăsta mai de prințese, mai de zână. Mă dau cu blush. De preferat să fie foarte mult blush. Aici o să am nevoie anume de roz și alb. Cam așa. După care o să pun puțin roz cu sclipici în colțul intern. Și deja o să ridic sus. Aici ne facem un machiaj din ăsta mai de prințese, mai de Barbie. Venim și la nas. De parcă îi facem un contur și nu arată rău deloc. O să-mi dau buzele cu puțin fard roz. Cam așa. Iar acum vedeți că vine partea mai mișto. Chitricelele! Mi se pare că arată super bine. Ia uitați-vă. Am dus. Ta-da! Mie-mi place. Aici e super cute. Sunteți gata de următor machiaj? Că eu, da. Pe aproape. De fapt, acesta mi se pare că o să fie puțin mai dificil. Deci ca să înțelegeți noi acum ne facem toată forma cumva a cranului nostru. Ne facem mandibula, dinții, tot. Deci am făcut conturul. Iar acum o să îl evidențiez. Nici nu vine să cred că mi-a ieșit atât de bine. În partea asta aveți, ne facem un eyeliner. Acum mai fac niște linii, poate din astea. Asta e când mi-am făcut nasul. Am uitat de nas. O linie aici, una aici, îmi fac un fel de umbre, hai să le zicem așa. Una aici. Iar acum o să conturez puțin. Ce nu o să dau puțin contur, umbre, nu știu cum să vă explic. Mamă, deci, ador, pe bune, ador atât de mult cum s-a primit, dar n-am terminat aici.
Pentru că uitați ce avem noi aici. Îmi place atât de mult cum arată, deci asta e ultimul machiaj, am terminat atât de repede, deci ok, machiajul l-am terminat în vreo 20 de minute, 30, 40, dar mă refer la faptul că tot vlogul l-am terminat atât de repede, pentru că înainte obișnuiam să-l fac în 4 ore sau chiar în zile diferite. Astăzi am venit acasă și m-am uitat că e data de 28, deja e 29, ok, miezul nopții, e ora 2, nu e miezul nopții, în fine. Și gen, am venit acasă și am zis, băi, eu nu am vlog de Halloween, nu, nu se termină aici, eu îl fac astăzi. Chiar și dacă mâine trebuie să plec în București de dimineață, să mă trezesc să fac încă și bagajele, am zis că nu mai întâi fac vlogul, după care mă ocup de treburile celelalte. Pentru că eu nu pot să vă las fără vlog de Halloween cu idei de make-up. Sper mult că v-a plăcut acest vlog. O pup, vă iubesc și ne revedem data viitoare. Bye!